Hei, sunt Strumascu și bine, vă pregăsiu un videoclip. Astăzi o să ne jucăm în GTA 6 pentru prima dată. Da, ați auzit bine? Mă aflu în momentul de față în Vice City cu Lucia. Mă, uitați-vă și voi, suntem cu Lucia în GTA 6, dacă vă vine să credeți. Nu cred așa ceva și cu mașina noastră aici, după cum puteți observa. Așa că apăsați acum pe butonul de like să strângem la acest episod 10.000 de like-uri. Și dacă vă întrebați acum, Amasico, tu chiar ești în GTA 6 sau ne minți? Nu, fraților, din păcate nu sunt în GTA 6, însă am instalat un mod ce face ca totul să fie ca în GTA 6. Uitați-vă și voi, suntem aici în Miami, bro, Vice City, dacă vă vine să credeți. Uitați-vă și voi, avem aici totul, bro, avem poliție, orice. Așa că împreună cu Lucia o să mergem să explorăm toată harta, bro. Oh my god, o să fie o nebunie. O avem aici pe Lucia, mă. Cum știți, Lucia și Jason sunt caracterele principale în GTA 6 și caracterul meu favorit este pur și simplu Lucia, mă. O să mă joc cu ea non-stop, dacă vă vine să credeți. Deja o am în GTA 5. Uitați-vă și voi cât de drăguță arată. Astăzi o să mergem să jefuim ceva și haideți să ne urcăm aici în Lamborghini-ul meu, bro. Și o să mergem acum în Vice City, mă, cât de tare se vede. Bro, nu știu câți dintre voi știu sau ați jucat măcar o dată GTA Vice City, bro. Eu m-am jucat acest joc când eram micuț. Cu toții știm că GTA Vice City s-a jucat în Miami, bro. Cum o să se joace și GTA 6, numai că harta de la GTA 6 o să fie mult mai mare decât asta pe care o avem noi în momentul de față. Și astăzi m-am gândit să vă arăt părțile din trailerul de la GTA 6 în Vice City, bro, aici. O să vă arăt unde se află acele locuri și așa mai departe, așa că haideți să mergem acum la această discotecă din Vice City, bro. Nu știu câți dintre voi ați jucat jocul ăsta, dar eu de fiecare dată când mă jucam GTA Vice City, mă duceam la discoteca asta, mă. Oh my god, nu cred la ceva. Bro, și aici se află rampa asta, nu cred, mamă, de câte ori săream pe rampa asta ca să ajung pe partea cealaltă. Oi, oi, eu nu cred așa ceva. Mamă, ce feeling îmi dă. Și uitați-vă și voi, deci totul e ca în Vice City, bro. Numai că arată mult mai bine. Și pe cine avem aici? Does this one? Cine e ăsta, mă? Ia să ne dăm puțin jos. Noi, cred că ăsta e Jason. Nu cred. L-am găsit pe Jason. Jason, tu ești, mă? Oh my god. Da, Lucia, bine te-am găsit. Bro, cum? Ai ajuns aici în Vice City? Tocmai ce te așteptam, am ajuns acum ceva timp. Super tare! Poți să te rog să te urci mașina mea? Da, nicio problemă, vreau să merg cu tine. Bine, mă, te pup! Oh my god, cât de tare! Cum știți, Lucia și cu Jason sunt un cuplu în GTA 6 și împreună fac fel și fel de ilegalități, mă. Da, te auzi bine și haideți să intrăm aici în clubul ăsta sau ce-o fi, bro, discoteca asta din Vice City. Mamă, de fiecare dată intram în locația asta și ce făceam? Omoram toți oamenii din club, bro. Da, mă, mai ales cu drujba și așa mai departe. Cât de tare. Nai, mamă, și aici dansau, nu știu, dansau polițiștii, pompierii și așa mai departe. Nu uite pe partea asta. Și de multe ori mă duceam și în bar, bro. Uite aici, mă duceam sus. Ia să vedem dacă putem intra sus pe acolo, pe undeva. Ce? Nai, bro, ne putem duce sus, mă. Wow, cât de tare. Și uite, stăteam și în locul ăsta. Pam, da, mă, stăteam în locul ăsta și făceam asta, bro. Pam! Cât de tare, mamă! Și vreau să vă mai anunț că am răcit puțin, bro. Nu știu dacă se cunoaște după voce, însă mă doare în gât și n-ai cam nașpa. M-a luat și pe mine, dar nu-i problemă. Noi tot o să ne jucăm GTA 5, bro. Nu-i problemă, zon. Haideți să mergem acum jos, deoarece o să luăm și pe Jason cu noi, bro. Stați până la sfârșit, deoarece ceea ce o să vă arăt, o să rămâneți uimiți, bro. Oh my god, o să comparăm trailerul cu mapa, bro, să vedeți unde se află. Zon, haideți să luăm pe Jason cu mine. Urcă-te mașină, poți să te urci mașină, 2 secunde. Gata, mă, se urcă și Jason cu noi. Hai, urcă-te. Frumos, perfect. Mamă, o avem pe Lucia și pe Jason cu noi. Pe aici, prin dreapta, trebuie să fie, dacă nu mă înșel, o pistă, bro. Uite aici, pe plajă, pe dreapta. Hai să mergem. Nu cred așa ceva, bro. Da, mă, e acea pistă. Aici de fiecare dată puteai, de exemplu, să faci întrecerea cu niște biciclete, dacă nu mă înșel, nu? Sau cu niște minicaruri, nu mai țin minte exact. Scrieți în comentarii. Mamă, mai țin minte, mă, plaja asta, cât de tare e. Yo, mamă, și cum se vede. Și aici mai în față, dacă nu mă înșel, se află un mall, nu? Da, de fiecare dată intram în mallul ăsta, mă.
Ia să vedem dacă putem intra. Oh my god. Și dacă nu mă înșel, îți puteai cumpăra de fiecare dată mâncare, arme și așa mai departe, nu? Ia. Dacă intrăm înăuntru. Oh, nine, se află și persoane, văd, mă. Soft. Ei, ce căutați pe aici, mă? Bam, afară cu voi în momentul de față. Scani vaza, adică dați ală hiezo, șlaf, adică. Ăștia mănâncă ceva, deci de la shoot, de la Burger King. Ok, wow, cât de tare. Haideți să vedem dacă e deschis un magazin ceva de armură. Bro, uite în partea aia, mă, da, acolo îmi cumpăram eu de fiecare dată arme, dacă vă vine să credeți. Uite aici pe dreapta, mă, nu? Da, mă, uite, și este un magazin din ăsta unde îți puteai cumpăra, de exemplu, carne, șurubelnițe și așa mai departe. Oh my god, bro, cât de tare seamănă. Și tu ce cauți aici, mă? Tu n-ai treabă în altă parte, mă? Pleacă să... Pleacă de aici, mă? Stai că mă bate și el. Da! Tu dai în Lucia, mă? Ia uite-te și tu le... Bro, tu dai în Lucia, mă? He? Nu ai nicio șansă, mă, contra lui Lucia. Hai, hai. Ei, și tu, Lucia, dai în perete, în loc să dai... Să-i dai în gură, pam! Afară cu tine, să nu te mai văd. Țac! Mamă, și uite din dreapta de aici, îți puteai cumpăra o armă, dacă nu mă înșel, nu? Da, mă. Yo, avem și haine, orice avem aici, bro. Mergem mai departe și în fața acolo avem un bloc extrem de mare, mă. Uite, pe aici, pe stânga se mai află, dacă nu mă înșel. Au, parcare subterană, mă. Da, mă, uite, mai țin minte și parcarea asta. De fiecare dată intram în parcarea asta și după săream pe o rampă, dacă nu mă înșel, nu? Ia să vedem dacă se mai află rampa, hă? Se mai află? Da, uite-o, mă. Oh my god, și cum un tigo. Oh, mamă. Și cum am sărit. Zo, aici pe dreapta se mai află, văd că un pod, dacă nu mă înșel. Pe stânga, pe partea aia se află și poliția. Ok, secția de poliție. Și în partea asta, în dreapta, am impresia că se află acea casă unde dădeam startul la misiuni, bro. Uite, aici se află golful. Da, aici e terenul de golf. Și asta pe dreapta era poliția, dacă nu mă înșel, bro, nu? Asta, da, mă, sau dacă nu, în partea cealaltă. Secția de poliție asta, bro. Da, mă, avem aici o secție de poliție. Putem intra înăuntru, să vedem. Zo, perfect, ne luăm o armă. Să vedem, da, mă, uite, putem intra înăuntru. O, bună ziua. Cât de tare poate să arate. Zo, uite, avem aici. Mă scuzi, domnul. Nu vă spărați. Am vrut... stai să dăm arma jos. Vreau să mă înscriu și eu la poliție. Din păcate, nu mai înscriem pe nimeni la poliție. Am înțeles, vă mulțumesc, o zi frumoasă vă doresc. De ce se uită așa nașpa la mine, bro? Se uită prost, bro. Da, și aici avem celulele, mă. Wow. Ia, aici pe dreapta ce mai avem? What, mamă, dacă de mare e secția asta de poliție. Chiar acolo văd că se află un deținut ceva. Și în partea... mă scuzați, n-am vrut să intru, bro. Deja se află cineva aici la secție. După cum am înțeles, aici în Vice City deja se construiesc case și așa mai departe, plus vin din ce în ce mai mulți localnici. Scrieți în comentarii dacă vreți să ne mutăm aici, bro. Și eu deja vorbesc pe nas, man, amasico, deja ai răcit cum trebuie. Dar nu contează, eu oricum o să mă joc GTA 5. Suntem acum în drum spre aeroport, bro. Da, ați auzit bine. Pe aici pe undeva se mai află un port. Acest port pe care îl vedem acum, îl vedem și în trailerul de la GTA 6. Uitați-vă, mă. Da, mă, uite, iahtul ăsta îl vedem. N-ai, cât de tare. Și aici pe dreapta, dacă nu mă înșel, se afla o clădire unde în clădirea aia se afla o mașină, bro. O mașină foarte scumpă. Ia să vedem dacă se mai află acea clădire pe aici pe undeva. Nu mai știu exact. Undeva aici prin dreapta, dacă nu mă înșel, bro. Oh my god, mamă, ce feeling îmi dă. So, ia să vedem dacă găsim clădirea aia. Nu mai țin minte exact. Acum ieșim din aeroport. Oh my god, bro, de fiecare dată când intrai în aeroportul ăsta am impresia că primeai o stea, nu? Da, și aici pe stânga se afla și un camion cu o rampă ceva. Oh my god, mergem acum mai departe. Deoarece mai în față, pe undeva pe acolo, se află și acea casă de unde puteai începe misiunile, dacă nu mă înșel, nu? Sau ceva de genul ăsta. Aici pe stânga văd că mai avem o secție de poliție, chiar tare. Plus, bro, nu cred... Aici se afla cel restaurant, mă, nu? Ia să intrăm puțin înăuntru să vedem, a? 24 din 7, mamă, dar ce avem aici? Ia să ne luăm și noi o pizza, bro. Nu știu dacă are, aia. Aveți pizza, mă, dar nu e nimeni, mă. A, e închis magazinul ăsta, bro. Probabil a dat faliment, au dat, da. Dar e ok, uite, mai avem pe aici o intrare, văd. Și uite aici pe dreapta, dacă nu mă înșel, se află acea casă, bro. Da, mă, uite aici pe dreapta, Island Bridge. Oh my god, ăsta este podul și de fiecare dată
veneam aici, bro, pe dreapta, bro, și ne furam și o mașină, dacă nu mă înșel. Se află o mașină pe aici, pe dreapta, nu? Ia să vedem. Nai, da, mă, este acea casă. Cât de tare, mamă, ce feeling îmi dea momentul de față. Zău, și hai să intrăm aici pe dreapta acum. Și... Nine! Oh my god, bro, de fiecare dată veneam aici și dacă nu mă înșel, aici pe stânga se afla de fiecare dată arme, bro. Uite, exact pe aici se afla foarte multe arme, adică toate armele se aflau. Aici se mai află un garaj, da, mă, și se află și niște mașini, bro. Exact aceste mașini erau și în Vice City, bro, dacă nu mă înșel. Da, mă, exact aceste mașini. Oh my god, da, mă, și în garaj aici, ia să vedem. Bro, nu știu dacă găseam aici o mașină, probabil găseam și aici o mașină ceva, nu? Nu mă țin minte. Dar haideți să intrăm acum în casă, bro. Intrăm aici în casă. Asta era casa noastră, dacă nu mă înșel, nu? Da, bro, era casa noastră și de aici puteam da start, dădeam startul la mai multe misiuni, dacă nu mă înșel, nu? Ceva de genul ăsta, ia să vedem. Oh my god, hai, Lucia, să te uiți și tu și... 9. Bro! Da, mă, uite, aici avem un birou. Chiar tare, acolo avem un safe. Banii vă arată ca în GTA 5, ok. Aici avem o canapea, chestii trestii. Aici e scaunul unde putem sta noi. Suntem președinte, bro. Asta e un parlament ceva, a? Pare a fi. Chiar tare, mă, haide să mergem acum mai departe. Și mergem sus. What? He? Ce caută fratele meu aici, mă? He? Ce să caut, mă? Am venit și eu în Vice City. Cum ai venit, bro? Ți-am spus să stai acasă, ți-ai făcut temele? Man, ei, tu știi că o să primim probleme de la profesori. Am venit să văd și eu cum arată Vice City. Da, te-am înțeles, mă. Când o să apară GTA 6, vreau să știu și eu toate străzile și așa mai departe. Da, aici ai dreptate, bro, ai dreptate. Ok, oricum o să te mai învăț eu toate străzile și așa mai departe. Și ce faci acum? Mergi cu mine sau ce faci? Da, vreau să merg cu tine. Bine, mă, perfect, hai, vino după mine. Zo, haide să mai mergem puțin sus, bro. O, a început să plouă afară, bro. Oi, oi, oi. Zo, aici avem oricum mai multe camere. Uite, aici avem birou, chestii tristi. Ce televizor este, bro, din 1970, zic, ca nivaza, indica. Zo, haide să mergem acum puțin pe partea asta să vedem ce mai găsim, așa, chiar sunt curios. Uite, aici văd că se mai află o intrare ceva, unde duce asta, eh? E un fel de buncăr ăsta sau nu văd eu bine? What? Ok. Duce și mai jos. Fratele meu în spate pe undeva pe acolo. Aia, bro, mi-e cam frică pe aici, sincer vă spun. Să vedem, ok. Acolo se află o cameră ceva, nu? Este o cameră, ok. Și în partea asta duce mult mai în jos. What? Stai, mă. Unde ne duce? Nain, ăsta e un buncăr, bro. Nu mai ții minte unde ducea buncărul ăsta. Ia să vedem. Nu, mergem frumușel. Da, oh my god. Bro, ce m-a speriat. Cine e ăsta, bro? Un clown, dacă vă vine să... Nine. Bro, ce caută clownul ăsta pe aici? Și unde am ajuns aici, bro? Am ajuns undeva de, jos la o piscină, bro. Wow, cât de tare se vede piscina asta. Haide să ne mai uităm pe aici. Avem mai multe piscine. A, aici suntem în spate, bro. Nice. Da, mai aici suntem în spate. Și aici în spate, dacă nu mă înșel, era și o barcă, bro, care de fiecare dată o furam, nu? Eu, da, mă, ceva de genul ăsta. What? Ia să ne uităm puțin, eh? Unde suntem pe aici? Nine! Bro, acum îmi aduc aminte, de fiecare dată mă duceam în locul ăla și furam o barcă, cred, dacă nu mă înșel, nu? Nu știu dacă e acel loc. Cred că e, da, mă, e acel loc, o să mergem acolo 100%, eh? Și acolo sus, dacă nu mă înșel, se află și un loc unde puteam ateriza cu elicopterul, bro. A, în sfârșit vine soarele, mă. Îl avem și pe fratele nostru împreună cu noi aici în mașină. Oh my god, o să luăm și pe fratele meu 100% cu noi, bro. E bine că a venit și el. Zo, ia să mergem acum mai departe, eh? Deoarece acum o să mergem. Uite, aici pe dreapta se află și o biserică, dacă nu mă înșel, mă, nu? Da, mă, uite aici pe dreapta. What? Ia să intrăm înăuntru, chiar sunt curios să vedem dacă e deschis acum. Zo, hai și tu, frate, da? Bun, merge și el cu noi, nu-i problemă. Și haideți să ne urcăm. What the, this one? Nine. Putem intra în biserică? Cât de tare se vede.
Wow, bro, avem și biserică, super tare. Și haideți să mergem acum mai departe, bro. Unde ești, mă? Vino după mine. Zău, să mergem acum exact în portul ăla, bro, unde mă duceam de fiecare dată acolo. Zău, aici pe stânga, dacă nu mă înșel, se spauna de fiecare dată un elicopter, mă, nu? Da, mă. Și haideți să vedem aici pe stânga, nu cred. De fiecare dată veneam aici cu motocicleta, bro. Da, mă, uite aici pe dreapta se află și o parcare subterană. Numai că acum e inundată cu apă, văd, ok. Și o poartă de genul era întotdeauna închisă, dacă nu mă înșel, mă. Uite, asta e închisă. Cealaltă, dacă nu mă înșel, e deschisă, nu? Ia să mergem să vedem. Da, mă, uite, asta e deschisă și de fiecare dată intram aici și furam o din asta, o barcă, dacă nu mă înșel. Uite, se află și rampele astea, nu cred ea. Și om, oh, na, prea mult cred, am sărit prea mult și nine, stop, Amasico, stop, frână, oh my god, bro, eram să ne ducem, bro, haideți să mergem înapoi acum și pop de go, oh my god, bro, cum ce am sărit, nu cred ce stunt am făcut acolo și haideți să mergem acum mai departe, bro. Scrieți în comentarii dacă vreți să mai explorăm această hartă în GTA 5 și acum o să vă arăt secvențele din GTA 6 exact în Vice City, unde s-au filmat și așa mai departe, așa că haideți să începem, come on. Ceva de genul arată mapa din Vice City. Asta este, fraților, numai că în GTA 6 o să fie mai imensă, bro, mai mare decât asta. Asta o să fie doar o parte și arată ceva de genul ăsta. Oh my god, cât de tare poate să arate. Și haideți să trecem acum la trailer. Trecem aici cu prima imagine din trailer și ce vedem aici? Vedem un pod, bro. Pe acest pod sunt foarte multe mașini și așa mai departe și haideți să vă arăt unde se află podul ăsta. Și podul ăsta se află exact unde mă aflu eu, bro, fraților. Da, ți-au auzit bine, exact aici, mă. Uite, ceva de genul e făcută acel video și pam. Oricum mai sunt 2-3 poduri, deci mai e un pod în partea aia și unul în partea aia mai mare, dar eu cred că este ăsta, bro. Dacă ne uităm așa atenți, nu? Nu e ăla, cred, nu? Eu cred că e ăsta, bro. Și în fața acolo vedem și o închisoare. Și închisoarea aia se află pe undeva pe aici, dacă nu mă înșel. Dacă ne uităm atenți, cred că asta e închisoarea, mă, nu? Sau nu? Pe aici, pe undeva. Și acum trecem la cel mai important, bro. Cum se vede Rockstar Games Present. Și dacă vă întrebați unde este asta, este pe plajă, bro. O să vă arăt acum imediat. Am ajuns aici pe plajă și haideți să vă arăt cum este surprinsă acea secvență, bro. Uite ceva de genul ăsta și... Pum, diga, uite, aici se află, mă. Nu știu care sunt blocurile, ori astea din dreapta de aici, dacă nu sunt celelalte din stânga. Uite, exact astea din partea asta, cred, sunt, nu? Da, uite, astea, cred. Și Rockstar vine ceva de genul ăsta și... Pum, diga, Rockstar Presents. Cât de tare, mă. Mai departe vedem aici un bloc, ceva de genul ăsta arată. Și acum dacă ne uităm să vedem unde se află blocul ăla... Este un bloc, cred că e ăsta, bro, dacă nu mă înșel, nu? Da, e blocul ăsta, oricum e tot lângă plajă și secvența aici ceva de genul ăsta, da? Aici vedem din nou plajă și dacă ne uităm la secvența asta putem vedea foarte multe activități, bro. Eu am mai stat așa puțin și am analizat, uitați-vă în stânga, bro, câte persoane stau pe telefoane, 1, 2, 3, 4, sunt persoane care citesc cărți, mă, fiecare face altceva, de exemplu, uite, unul stă, face selfie, unul stă la plajă, unul aleargă, unul se joacă cu prietenii, mamă, ce activități vedem aici, oh my god, mamă, și cât de real pare. Și dacă ne uităm, plaja e destul de mare, adică se duce până în partea aia, da? Plaja este asta, fraților, exact pe aici se află, pam, diga, numai că aici se află foarte multe persoane și așa mai departe. Eu cât de tare o să fie, bro. O să stau non-stop pe plajă. Mai departe vedem aici portul ăsta și în spate vedem iactul pe care l-am arătat, da, mă. O să mergem acum din nou să îl vedeți că era, arată identic ca ăsta, bro. Și am ajuns aici la iact, mă, dacă vă vine să credeți. Și iactul arată 100% identic cu cel din trailer, bro. Oh my god, deci locația este asta, da? Uite, în spate avem exact cum e și în trailer podul. Și vine ceva de genul ăsta, da? Cam ceva de genul ăsta, da? Aici e podul, da? Exact cum v-am arătat eu, da? Iactul,
Mai departe aici avem clădirile din centrul, mă rog. Aici tot din nou avem o stradă pe undeva pe acolo, nu știu unde exact se află, plus că avem și insula asta, bro. Oh my god, insula asta o arăt imediat unde este. Și asta este, fraților, acea insulă, dacă vă vine să credeți cât de mare poate să fie. Zona aici ne putem noi cumpăra o casă, chestii, trestii, chiar tare. Dacă nu mai avem o insulă aici mai mică, uite asta, dar nu cred că e asta, deoarece e prea mică. Eu cred că este aia, da mă, aia e din stânga. Mai departe, aici suntem pe strada de lângă plajă. O să mergem acolo să vă arăt cum arată. Pom diga! Am făcut să fie și noapte, dacă vă vine să credeți. Oh, bro, cum se vede și... Asta este strada, bro. Asta din stânga, unde se află foarte multe luminițe. Nice, bro, cât de tare o să arate GTA 6. Și haideți să vă arăt unde este strada aia. Deci, strada se află exact pe aici, da? Și în dreapta e plaja, da? Uite, ceva de genul ăsta. Acolo avem mai multe hotele și așa mai departe. Hotelul cel mov e cumva ăsta, dacă nu mă înșel, nu? Oricum avem aici mai multe hotele și așa mai departe. Aici avem fete care fac live sau ceva de genul. Și dacă dăm puțin mai înapoi, aici la tuningul ăsta, fetele care fac live aici, le vedem exact pe mașina asta, dacă ne uităm atenți. Și tipul ăsta le filmează, mă. Uah. Da, mă, nu știu ce fac acolo, dar e chiar tare, eh? Pam, digar. Și da, cam ăsta a fost videoclipul. Dar noi ne vedem data viitoare cu videoclipuri noi pe acest canal, nu? Ciao!